mână pentru că l-am alături de mine pe Super David! Hei, salutare tuturor! Salutare, eu sunt David! Hei, salutare tuturor! Salutare, eu sunt David! Salutare, eu sunt David Călin! Astăzi o să facem o super înghețată din hârtie colorată și nu uitați să ne dați un super like! Ei bine, vom avea nevoie de foarte puține lucruri și acelea vor fi câteva paie colorate, hârtie colorată, o farfecă și un lipici. Ei bine, și dacă sunteți curioși cum am realizat acest suport în care am pus paiele, o să vă las acolo un link în descriere. Și ei bine, dragilor, dacă sunteți pregătiți, să îi dăm drumul la treabă! Ei bine, gașcă veselă, după câte observați, avem aici două hârtii colorate. Ei bine, nu trebuie decât să le dăm pe jumătate. Haide, David, și tu după mine, te rog. Așa, foarte bine. După care va trebui să îl desfacem și să îl tăiem pe jumătate. Iată cele două înghețate, a mea și a lui David. Cei drept al lui David a ieșit mai bine decât a mea. A ieșit un pic îngustă. Ei bine, acum nu trebuie să luăm decât câteva prețișoare de înghețată. Eu am așa în trei culori. David, ce culoare vrei să-ți iei? Albastru. Albastru, perfect. Eu o să-mi iau culoarea roșie. Ei bine, acum nu trebuie decât să luăm lipici. Să punem aici, pe partea din mijloc. Și să venim cu bețișorul de înghețată. După ce am ajuns în acest stadiu, o să folosim și paiele colorate. Spune, David, ce culori vrei de paie? Albastru, portocaliu, roșu, ce culoare vrei? Albastru. Albastru. Ei bine, o să luăm paiul acesta albastru și o să-l tăiem în bucățele micuțe. Foarte drăguță, alături de Super David. Sper că v-a plăcut și nu uitați să vă abonați pe canalul meu de YouTube și, bineînțeles, să dați un super like! Vă pupăm! Pa, pa! Bye!